Domnul îi las, mă interesează. Și toată echipa lui care o spirit. De și nu ce ne întreb? De domnul Ilașcu, care s-a luptat pentru Republica asta, și întreagă, și a făcut atâtea lucruri minunate și a stat, s-a sperit 10 ani în pușcările Transnistriei. N-ar fi interesant... Mai fi în România, la București, chiar nu, era deputat. Nu, dar n-ar fi interesant prezent, și prezent aici domnul Ilașcu. Poate este, toți, poate e prezent. Dar nu cred, nu s-o... Țara noastră nu și-a permis așa ceva, să-l caute, într-adevăr, să-l invite. Înțelegi? Dar rușine pentru țară așa ceva. Și numai el? Numai el vrei să-l doar acolo aici? Harbuz a fost, mai mulți, au fost vreo 5-6 au stat în pușcările Transnistriei și au sfirit pentru țara asta. Ivanțoc. Da, au sfirit pentru țara asta, îți închipui? Asta e o tragedie care, la urmă, nu-i, ei se reprezintă ca eroi, nici nu-i invită la o sărbătoare, măcar. Mm-hmm. E tare, poate invitat, poate să-i e tare mamă, trist, dar eu n-aș spune, n-aș cred chiar și-o permis să-i invite, știți? Am înțeles. Aici un fel de fudulie se arată, probabil. Cum s-ar spune. Mulțumesc. Suntem o țară bogată și avem toate, dar într-adevăr suntem cei mai distrus țară din tot globul pământesc. E, poate chiar de pe tot globul, da, nu, dar din Europa eu suntem la coară. Eu spune că nici în Africa nu e așa, e dezastru ca la noi. Nu știi, mata, n-ai fost în Africa. Am văzut filmuri care se duc acolo și totuși e mai ordine ca la noi. Eu să permit, poate să ajungem acolo în excursie și să vedem. Și în realitate, dar eu sunt 100% încrezut că asta e realitatea care o arătat-o. Mulțumesc. Cum te prezent? A? Cum te prezent? Doamna Viera, care suferi la Moldova, în țara cea mai democratică din lume. Mulțumesc, doamna Viera. Sănătate!